Bulgaria ia atitudine în fața refuzului Austriei de a accepta aderarea țării în spațiul terestru Schengen. Zeci de camioane care se îndreptau spre Austria au fost oprite la granița cu țara noastră pentru verificări. Autoritățile i-au ținut în vamă câteva zile pentru controlul mărfurilor și documentelor. Vame și bulgari susțin că aceste controle au fost înăsprite tocmai pentru a respecta angajamentele față de Austria. Verificările suplimentare nu le-au picat bine însă șoferilor, care au acuzat că nu au fost înștiințați din timp despre posibilele întârzieri. Așadar, măsurile ce rută de austriece par să se întoarcă fix împotriva lor, cel puțin în Bulgaria. Discutăm pe această temă cu europarlamentarul Eugen Tomac, președinte PMP. Bună ziua! Bună ziua! Până la urmă se oferă ceea ce s-a solicitat, niște controle mult mai elaborate la graniță. Asta au cerut austriecii până la urmă. Nu avem cum să nu vedem totuși un gest de frondă în spatele mișcării din vămile bulgărești. Atunci când se ia o decizie pe șest în ultima zi din an, pe o procedură inventată tocmai pentru a intra în voie unui stat care ne umilește, să nu se mire nimeni că există asemenea consecințe. Am spus din capul locului că această decizie de a avea o înțelegere pe lângă acordul Schengen separată cu Austria este una umilitoare și care nu schimbă cu nimic datele probleme. Pentru că observăm, în loc să desființăm frontierele între noi și Bulgaria, între Bulgaria și Grecia, așa cum am propus anul trecut pentru a se putea bucura cetățenii noștri de libera circulație, iată că acest acord făcut pe repede înainte produce deja efecte dramatice și ele vor produce și consecințe economice și pentru austrieci și pentru toată lumea. De altfel și cozile noastre la frontiera cu Ungaria sunt de kilometri, tocmai pentru că suntem obligați, de bună voie și nesiliți de nimeni, să ne întărim controlul la frontiera între două state europene. E ceva absurd și atunci când nu ai capacitatea să negociezi, ci doar improvizezi, să nu mire pe nimeni că avem asemenea consecințe și este abia începutul acestui lung șir de nemulțumiri care vor exista, pentru că Austria nu va renunța în acest an la pretențiile ei inacceptabile. E o perioadă mai liniștită acum, în România cel puțin, dar odată cu încălzirea vremii și cu venirea primăverii, România vor începe să circule mai mult. Să ne așteptăm așadar ca acele cozi de care se plângeau românii la granița dintre România și Bulgaria și mai departe, înspre, din Bulgaria spre Grecia sau dintre România și Ungaria, să fie și mai, această problemă să fie și mai mare în primăvară, de exemplu, din cauza acestor verificări suplimentare pe care Austria ni le cere. Evident, asta a cerut Austria, să întărim controlul la frontiera noastră cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria, Bulgariei la fel, să întărească controlul la trecerea frontierei cu Grecia, cu Turcia. Deci nu este nimic nou în această ecuație. Din păcate, noi singuri am acceptat condiții suplimentare pe care nu le aplică celelalte state, pentru că un guvern anti-european de la Viena ne-a cerut acest lucru. Când ai o guvernare incapabilă să negocieze și acceptă orice de dragul de a păcăli românii că s-a întâmplat ceva în dosarul Schengen, și vedem care sunt efectele și ele vor continua. Din păcate, mă tem că încă foarte mult timp de acum încolo, dintr-un simplu motiv. Pentru că noi am acceptat acest lucru și în momentul în care relaxăm condițiile, austriecii vor avea un argument legal de această dată să spună: voi v-ați angajat, voi nu respectați, prin urmare nu vă dăm drumul în Schengen.